v-am reis la un nou episod ceva mai special. Azi vedem că avem noi pe aici sus, în stânga, pe aici, pe undeva, și ne jucăm și LOL în același timp, adică avem și un gameplay pe fundal, tot cu facecam. Și da, un like acolo ar ajuta ca să mai facem chestii de ăștia, pentru că azi vreau să fac ceva gen o parodie, adică cum să vă jucați ca un cocalar, gen pana mea. Și ca să nu ne mai lungim, haideți să trecem direct la cum să te joci ca un cocalar. Primul pas, pune manele. Guță îți va spune pe unde vin dușmani. Roagă-te. Fără rugăciune, niciu e nimic. Rugăciunea este cea mai importantă. Fără rugăciune poți să fii cel mai profesionist jucător de LOL. Dacă nu te rogi, poți să pierzi oricând. Așa că să ne dea Dumnezeu sănătate și micuța Domnului împreună cu el, ca să nu lase singure la greu, să câștigăm acest meci, ca să facem și noi level mai mare. Și cu astea fiind spuse, haideți să mergem. Să-i bătem. Suntem invincibili acum. Se pare că ne-a luat altul kill-ul. Deci se pune, nu? Practic v-am ajutat, nu? Cam așa ce. Deci da, a funcționat, oameni buni, vedeți? Deci nu ne-a omorât, asta e important. Ca să înțelegeți. Hai, ceau. Uite, avem și magii în plus, du-te, bătei. Treilea pas, să dai vina pe ceilalți în echipă. Bombă, se pare că sunt 1v3. Sunt 1v3. Și o să trească să mă duc pe ei. Să-i omor, ia. Uite-l, mă. Uite, mă, ce l-ai. Îl omori, bă, du-te, bă, de aici. Îl omori, du-te, bă. Du-te, bă. Dacă sunt... Ce fac cu ei, mamă, dar de recol? Bă! Păi bă, dacă nu veniți să mă ajutați, bă, incompetenților, bă! Păi ce facem aici? Du-te, bă, păi e vina voastră, bă, că nu mă ajutați. E vina voastră, bă, că eu puteam să-i baba, e vina voastră. Bă, să pici cu o echipă ca asta, bă, n-am văzut așa. Du-te, bă, și culcă-te. Ultimul pas, adică al patrulea, dar nu și cel din urmă, este să înjuri ca un disperat, ca la ușa cortului. Băiți, haideți că putem câștiga. Simt că putem câștiga. Bă, măcar ne-am distrat, asta e important. Zău, mă, și oprește-mă și filmare și tot. Dă-te, mă, la un bă, tot mai cred că putem câștiga. Ce, bă, bine? Ce puteți scui pe aici de tu cu capul scaun în pula mea? Mă, vrei, așa se face. Așa se face. Bă, dar, Ricare, tu de ce te enervezi așa? Că eu știu că ai în pula mea. Lasă, mor tu, tu jucai. Bă, ești cam aici.
Ce să zic, cam ăștia au fost pașii. Cam ăștia au fost pașii. Sper că v-am ajutat. Este mai mult o parodie, v-am zis. Nu trebuie să o băgați în seamă. Ăsta încă mai scăpi pe aici, dar e ok, nu? Și da, nu uitați să stați un like dacă mai vreți videouri de genul. Ce să mă zic.